Ion Dichisan nu va fi condus astăzi pe ultimul drum. Marele actor va fi înmormântat la cimitirul Bellu cu onoruri militare. Ion Dichisan nu va fi înmormântat cu onoruri militare. Updată ora 13:30, trupul neînsuflețit al marelui și regretatului actor urmează să fie coborât în locul de veci. Chiar în aceste momente preoții fac ultimele rugăciuni la capul sicriului acestuia, înconjurați de membrii familiei. De colegii de braslă, dar și de prieteni și oameni care l-au cunoscut, respectat și apreciat. Updată ora 11:40, marele actor a ajuns la cimitriul Bellu, unde 6 militari au purtat sicriul până la capela unde va avea loc slujba de înmormântare. O mulțime de oameni au venit pentru a-și lua rămas bun de la Ion Dichisanu. Printre numele mari care au venit să-i aducă un ultim omagiu regretatului artist se numără și Ilie Năstase și Mitică Dragomir. Updată, sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Ion Dichisanu a fost scos din Teatrul Notara în aplauzele celor veniți să-l însoțească pentru ultima dată. Lacrimi, tristețe, durere și multă suspiciune. Asta au simțit toți cei care au venit să-l conducă pe ultimul drum pe marele actor. La ora 10 au plecat toți spre cimitirul Bellu, acolo unde Ion Dichisan nu va fi înmormântat cu onoruri militare, în jurul orei ora 12. Este o zi extrem de grea pentru familia, colegii, dar și pentru cei care l-au admirat pe marele actor Ion Dichisanu. Astăzi, toți se vor reuni pentru a-l conduce pe ultimul drum pe îndrăgitul artist. Cortegiul funerar va pleca sâmbătă, 22 mai, de la ora 10, spre cimitirul Bellu, unde va avea parte de slujba de înmormântare în jurul orei ora 12. Ion Dichisan nu va fi înmormântat cu onoruri militare. Ion Dichisan nu va fi înmormântat astăzi. Marele actor a murit la 87 de ani, joi, în jurul orei 15, la Spitalul Floreasca din capitală. Fusese internat deja de câteva luni bune, după ce a contractat o bacterie periculoasă și făcuse o pneumonie bilaterală, care în cele din urmă l-a învins. Trupul său neînsuflețit a fost depus la Teatrul Notara din București, iar în doar puțin timp. Marele actor va fi condus pe ultimul drum de membrii familiei și de colegii de braslă. Este o zi grea pentru toată lumea, căci lumea teatrului mai pierde o stea. Ion Dichisanu, detaliu observat pe cruce de cei prezenți la funeralii. Mai
maestrul Ion Dichisanu s-a născut la data de 20 octombrie 1933 și a murit, ca prin coincidență, tot într-o zi de 20, în luna mai. Potrivit numerologiei, numărul 20 este alcătuit din cifrele 2 și 0, unde 2 este simbol al echilibrului, al armoniei, iar 0 simbolizează energia lui Dumnezeu și este legat de spiritualitate. Specialiștii în științele oculte susțin că atunci când numărul 20 apare în viața unui om sau este legat de acesta, este un indiciu al apropierii omului de divinitate și îngerul protector care îl protejează în acest demers. Ultimele cuvinte ale lui Ion Dichisanu. Era internat în spital de mai bine de 3 luni, iar starea sa de sănătate părea că se îmbunătățește. În ultima discuție telefonică pe care a avut-o cu fiica lui, Ioana, marele și regretatul actor i-a mărturisit că vrea să vină cât mai repede în sânul familiei. Era convins că o să se facă bine și că va învinge bacteria care îi dădea mari bătăi de cap. Tata, ultima oară când am vorbit cu el, mi-a spus că vrea să vină cât mai repede acasă. Recuperarea depinde și de el, dar trebuie să mai avem răbdare, nu știm cât va trebui să mai așteptăm. Oricum, e mai bine acum, a mai spus Ioana Dichisanu. Din păcate, aceasta a fost ultima conversație pe care fiica lui Ion Dichisanu a purtat-o cu tatăl ei, căci a fost anunțată că s-a stins din viață. Devastată de durere, Ioana Dichisanu nici acum nu-i revine din șoc și nu poate să accepte. Durerea i se cita pe chip și după ce trupul neînsuflețit al tatălui ei. A fost depus la Teatrul Notara pentru ca toți cei care l-au iubit pe acesta să-și poată lua rămas bun de la el.